cine suntem noi. Unii vor spune, sunteți o sectă pricăjită. Dacă ne uităm la definiția sectei, o definiție uzuală, secta este un grup minoritar. Nu? Care pleacă dintr-o religie majoritară. Hai să ne uităm pe plan global cine e sectă. Pe plan global, penticostale și carismaticii sunt împreună peste 500 de milioane. Alții care ne zic că suntem sectă sunt mai puțini pe plan mondial. Deci nu merge. Nici definiția asta uzuală, nu suntem sectă. Numai că unii au batjocuri astea. Alții zic, voi sunteți apostați, nu respectați succesiunea apostolică. Criteriul nu este succesiunea apostolică pentru o biserică, criteriul este cât de aproape e de Hristos. Biserica din Laodiceea era o biserică din perioada apostolică. Și ce zice Iisus bisericii acestea? Am să te vomit din gura mea. Deci, unde e succesul neapostolic? Nu ăsta e criteriul. Criteriul este cât de aproape ești de Hristos. Deci nu merge asta. Biserica din Laodiceea ținea pe Iisus la ușă. Deci, iată, îmi stau la ușă și bat. Iisus, dacă nu te pocăști, am să te vomit din gura mea. Era o biserică care punea pe Hristos afară. Deci criteriul este cât de aproape o biserică de Hristos. Alții zic, voi sunteți necinstitori de Maria. Păcat grav. Foarte grav să nu cinstiți. Nu te închin la Maria. Dragii mei, noi o cinstim pe Maria. Noi luăm exemplu Mariei, vorbim frumos de Maria, dar nu ne închinăm la Maria. De ce nu ne închinăm la Maria? Pentru că știm din Scriptură că trebuie să ne închinăm doar lui Dumnezeu. Atunci când apostolul Ioan în Patmos a vrut să se închine îngerului, ce zice îngerul? Nu, doar lui Dumnezeu. Doar lui Dumnezeu. Deci nu merge nici acuzația aceasta. Peiorativ, să zici sectă, să zici, oameni apostați care nu respectă succesiunea apostolică, necinstitor de Maria, mai nou, vedete pe internet, cum e Părintele Calistrat și-a bătut joc de Biblia Cornilescu, oricum e o figură simpatică Părintele Calistrat, dar bat jocul asta nu înghit. Pentru că traducerea Cornilescu este una din cele mai bune traduceri, atât pe plan european, comparativ cu limba națională. Jocurile astea în care te atacă pe tine, atacă Scriptura după care mergi, respingem aceste atacuri, iubim pe vrăjmașii care ne atacă, dar vrem să vedem cine suntem noi. Răspunsul îl găsim în Sfânta Scriptură, cine suntem noi. Contează ce zice Dumnezeu despre noi. Asta contează așa, ce zice Dumnezeu despre noi. Și vreau să știm, suntem la masa Domnului, cine suntem noi? Un prim răspuns, noi suntem familia lui Dumnezeu. Suntem familia lui Dumnezeu. Și așa spune în 1 Ioan în capitolul 3, de la versetul 13, este ideea aceasta de frați. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne moarte. Vezi de cât îl apare expresia frate. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Vedeți de câte ori apare ideea? Suntem o familie. De aceea noi spunem frate-soră, așa-i? De aceea spunem soră. E adevărat că mai sunt și filme care ironizează pe creștinii evanghelici și ironizează expresia de frate-soră. De ce ne spunem frate-soră? Pentru că suntem frați în Domnul Iisus. Și noi astăzi vom lua cina ca frați în Domnul Iisus. Ca familia lui Dumnezeu ne-am apropiat de această cină. Spune în 2 Corinteni 6 cu 18, eu voi fi tată și voi veți fi fii și fiice
zice Domnul cel atotputernic. Ce suntem noi pentru Tatăl? Fii și? Fiindcă suntem fii și fiicele aceleași Tată Ceresc. De aceea ne apropiem ca o familie. Domnul să binecuvânteze masa familiei. E masa familiei lui Dumnezeu. Iisus spune Matei 12, apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu, care este în cerul acela, este frate, soră și mamă. Deci Iisus considera această familie spirituală familia lui. Acum, probleme mai sunt și în familie. Așa să nu fim idealiști. Sunt unii idealiști. Vin în biserică și cum văd o ceartă în biserică, ei cred că au venit între îngeri. Nu suntem îngeri, dragii mei. Suntem o familie, oameni răscumpărați, care și au tensiuni, care și ei se mai ceartă. Și îmi place foarte mult când Sfânta Scriptură se prezintă și certurile din familie. Pavel cu Barnaba s-au certat. Barnaba era mentorul lui Pavel, s-au certat pentru Marcu. Pavel a considerat că Marcu nu trebuie să vină în călătoria misionară pentru că n-a fost loial. Barnaba a zis că nu contează. S-au certat. Deci în familia lui Dumnezeu sunt tensiuni, însă trebuie rezolvate cu ajutorul Duhului Sfânt. Asta este important. Vedem că mai târziu Marcu este recuperat. Deci nu l-a scos de la suflet Pavel. Chiar dacă nu l-a dus în turneu. Dar și trebuie să fim realiști. E familia lui Dumnezeu, suntem pe pământ, suntem imperfecți, mai avem tensiuni, certuri, dar trebuie toate rezolvate cu ajutorul Duhului Sfânt. Petru a fost mustrat de Pavel și nu mai citim că Petru ar mai fi mers pe linia aceasta. Deci înseamnă că s-a prins mustrarea de el. Al doilea răspuns, cine suntem noi? Noi ne scoatem identitatea din Sfintele Scripturi. Acolo, nu din ce zice X sau Y. Noi suntem mireasa lui Hristos. Spune în 2 Corinteni 11:2. V-am logodit cu un bărbat ca să înfățișez înainte lui Hristos ca pe o fecioară curată. Deci faptul că au venit la credință, în credința în Hristos, Pavel considera să-i o logodnă. Noi suntem mireasa lui Hristos. De aceea noi avem frumusețe. În ochii lui Dumnezeu avem frumusețe. Știți că suntem cel mai important lucru de pe pământ, biserica? Nu marile echipe de fotbal, nu guvernele, nu organizațiile mondiale. Cel mai important lucru la ora actuală pe pământ este biserica. Slăvit să fie Domnul! Noi suntem mireasa lui Hristos. E bine să știi că Dumnezeu te-ți vede frumusețea. Și ce frumusețe este când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului? Spune Scriptura că și îngerii privesc din cer, ca la un teatru, ca la o priveliște la noi. Ei n-au parte de cina Domnului, n-au parte de această părtășie. În Efeseni 5, 24 spune Scriptura, și cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Deci biserica este supusă lui Hristos. Această mireasă este supusă lui Hristos. Prima trăsătură, supunerea față de Hristos. Și nu voi să te întreb la cina Domnului, ești supus lui Hristos? Cât de mult ai fost supus lui Hristos luna aceasta care a trecut? Să ne cerem iertare pentru toate nesupunerile noastre. Pentru că noi ne smerim la cina Domnului. De aceea este cina Domnului, ca să ne smerim, să ne verificăm, să ne curățim de păcatele noastre. Acesta este rolul. Ne aducem aminte de moartea lui Iisus, dar nu e suficient. Trebuie și să ne curățim. Și astăzi mărturisim, Doamne, că ți-am fost nesupuși. Iartă-ne, Doamne. Noi vrem să fim supuși cum biserica este supusă lui Hristos în toate lucrurile. Fiți atenți că această supunere merge la toate lucrurile. Suntem supuși lui Hristos în toate lucrurile. Aici e problema. Să ne verificăm acum, pentru că este cina Domnului, cina în care ne verificăm inima. Suntem noi supuși lui Hristos în toate lucrurile. Dumnezeu să ne ajute. Să fim supuși în toate lucrurile. Efeseni 5, 27 spune Hristos ce vrea cu noi. Vrea să ne înfățișeze această biserică să fie slăvită, fără pată, fără zbărcitură, sfântă și fără prihană. Deci, Hristos vrea această frumusețe. Cine suntem noi? Răspunsul scoatem din Sfânta Scriptură. E bine, această identitate creștină să fie adânc înrădăcinată în noi. Că nu o să ne clătinăm. Că sunt unii care se clatină. Într-adevăr, zice, mă, uite-vă, nu avem succes în apostolie. E logic. Da. Nu contează, contează cât de aproape ești de Hristos, întrebare greșit pusă.
Și apoi ce succesiune apostolică a fost când atâția papi desfrânați au fost pe tronul Romei? Au avut ei succesiune apostolică? Nu au avut nicio succesiune apostolică. Nu este succesiune apostolică în desfrâu. Deci, repet, întrebarea nu stă în picioare. Contează cât de aproape ești de Hristos, nu succesiune apostolică. Nu dă mântuire succesiune apostolică, dă mântuire Hristos. Și asta este în Scripturile noastre. Cine suntem noi? Suntem o casă duhovnicească. Petru sublinează acest adevăr, 1 Petru, la capitolul 2 cu 4, copii de unei case duhovnicești. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă de Dumnezeu. Și voi, adică biserica, versetul 5, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Noi suntem o casă duhovnicească, o casă spirituală, din pietre vii. Tu ești o piatră vie, eu sunt o piatră vie. Ce măreț lucru să fim pietre vii. Și fiindcă suntem o casă duhovnicească, ce trebuie să facem? Să sunteți o prioție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Care sunt jertfele acestea? Lauda, binefacerile, faptele bune. Toate acestea sunt jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Știi că ești o casă duhovnicească? Știi că ești o piatră vie? Știi că Iisus Hristos te vede așa? Și știi că trebuie să aduci o jertfă duhovnicească? Dar unii nu prea vor să aducă jertfe duhovnicești, nu prea vor să facă fapte bune. Parcă după pandemie unii s-au închis. Îmi rămâne din pandemie o imagine care mă tulbură și acum. Un bătrân în grădina casei lui cu mască. Unii au rămas la ideea asta, pun mască și la fapte bune, știi? Noi nu mai avem fapte bune. Dragii mei, știți ce zice Pavel în Tit? Noi trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Locul 1! Locul 1! Doamne, ajută-ne să fim pe locul 1 în fapte bune! Asta e casa duhovnicească. Casa duhovnicească trebuie să facă ceva. Casa duhovnicească trebuie să aducă jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu. Noi suntem o casă duhovnicească statică. Noi suntem o casă duhovnicească dinamică, care aduce jertfe, acestea jertfe. Binefacerea, dărnicia, lauda, buzelor noastre, toate acestea sunt jertfe plăcute lui Dumnezeu. Noi suntem o casă duhovnicească. Ce mai suntem noi, conform Sfintelor Scripturi? Ce zice Sfânta Scriptură despre noi? Noi suntem biserica celor întâi născuți care sunt înscriși în ceruri. Evrei 12 cu versetul 23. Biserica celor întâi născuți care sunt înscriși în ceruri. Dar, dragii mei, pe pământ poți să mai păcălești registre. M-a întrebat odată Ioan Alexandru, poetul nostru, ce bă, am o întrebare de la care n-am răspuns. Zice, poate ai tu răspuns, zice. Zice, care e întrebarea asta? De ce, zice, unii români se leapădă de creștinism și trec la iudaism? Zice, stulburat de chestia asta. Trec la iudaism? De că cum te lapezi de credință în Noului Testament și treci la Vechiul Testament. Știți de ce fac asta? Ca să emigreze în Israel. Nu că ar fi ei mozaici. Tot așa, unul pentru anumite motive se pot infiltra în biserică. Și primul motiv era mai de mult emigrarea, alt motiv era căsătoria. Mă botez, nu contează, după aia nu mai vin la biserică. Și se întâmplă cazuri din astea. Dragii mei, ai reușit să păcălești oamenii, dar pe Dumnezeu nu. Noi avem numele scris în ceruri. Tu ai numele scris pe pământ numai. În ceruri nu. Biserica adevărată este formată din totalitatea celor care au numele scris în ceruri. Nu știți, asta e biserica adevărată. Putem păcăli bisericile de pe pământ. Mă duc aminte de o întâmplare, un turist român a mers în Germania și vizita o biserică gotică, superbă, arhitectură extraordinară și începe să povestească cu preotul despre importanța credinței. Zice preotul, dar stai, eu sunt ateu, eu nu cred. Preotul a zis, eu sunt ateu. Dar zice turistul român, dar cum de ești ateu? Păi ce, am devenit preot că a vrut mama. Așa a vrut mama și am zis că ascult de mama. Biserica celor întâi născuți scris în ceruri se bazează pe credința în Hristos.
Nu pe funcțiile pe care le ai. Poți să ai funcții în biserică. Și să nu fii în biserica celor întâi născuți, scris în ceruri. De aceea contează să-ți pui întrebarea astăzi. Sunt eu scris? Am eu numele scris în ceruri? Să-mi pun întrebarea aceasta. Pavel spune în 1 Corinteni 4:15, eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Adică e vorba de nașterea prin cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan 4:7 ni se spune, preobiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Deci o formă prin care ne verificăm dacă suntem născuți din Dumnezeu este această iubire de Domnul și de oameni. De fapt, e împlinirea poruncii, nu? Să iubești pe Domnul cu toată inima ta și pe aproape de ca pe tine însăți. Așa ne verificăm dacă suntem născuți din nou. Dacă iubim pe Domnul și dacă ne iubim semenii. E cheia de verificare din 1 Ioan. Și tot din 1 Ioan se spune în 1 Ioan 5, cu oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Deci suntem biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Aici nu poate fi falsificat niciun registru. Aici nu te poți da altul, nu te poți infiltra acolo în cer. Exact, dacă tu crezi din toată inima ta în Iisus, ai numele scris în ceruri. Dacă se vede în faptul acesta că tu crezi în Iisus, în faptele tale, ai numele scris în ceruri. Dacă nu se vede în faptele tale, e problemă cu această credință. Pavel vorbește despre cartea vieții. Apocalipsa vorbește despre cartea vieții. Apocalipsa 21:27. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în furcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Dragii mei, toți cei mântuiți au numele scris în cartea vieții. Asta e biserica. Toți cei care au numele scris în cartea vieții formează biserica. Și diferită decât arată biserica pe pământ. Doamne, vrem să avem numele scris în cartea vieții. Și dacă până acum n-ai siguranța asta, fie că la cina Domnului să-ți aminte, Hristos a murit pentru păcatele tale după Scripturi, Hristos și-a vărsat sângele și așteaptă ca tu să te pocăiești. Hristos așteaptă și tu să te dăruiești lui, cum El s-a dăruit ție, pentru că cina Domnului vorbește despre dăruirea lui Hristos pentru noi. Pavel vorbește despre unii că au numele scris în cartea vieții și aici suntem șocați. Cum știe Pavel, Filipeni 4:3, cea căror nume sunt scrise în cartea vieții. Vedem ce zice Pavel în Filipeni 4:3 despre lucrul acesta. Și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vin ajutorul femeilor acestora care lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Înseamnă că putem ști de pe pământ. De pe pământ putem ști dacă avem numele scris în cartea vieții. Pavel spunea în timpul vieții lui, Clement are numele scris în cartea vieții. Dar cine e Clement? Nu știm. Celelalte femei care m-au ajutat au numele scris în cartea vieții. Unde știa Pavel lucrul acesta? Știți de ce? Hristos se vede în noi. Asta este secretul. Hristos era vizibil în ei. Și în Hristos e vizibil în tine, înseamnă că ai numele scris în cartea vieții. Hristos trebuie să fie vizibil în noi. Spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, așa-i? Dacă Hristos trăiește în mine, nu e ascuns, nu e secret, e vizibil. Deci, noi putem ști de pe pământ dacă avem numele scris în cartea vieții. Pavel spunea de pe pământ despre numele scris în cartea vieții. Nu trebuie să luăm după unele picturi. Sunt eu pictură la o mănăstire în nordul Moldovei, că nu vom ști numai după ce vor fi puse faptele noastre în balanță. Dacă balanța de fapte bune a fi mare, înseamnă că e numele scris în cartea vieții. Dacă nu, nu. Doar după judecată, apoi vom ști. Nu, trebuie să știm de pe pământ. Dacă Hristos este noi, am numele scris în cartea vieții. Nu trebuie să aștept după judecată de apoi. Și dacă am numele scris în cartea vieții, trebuie să mă bucur. Pentru că zice Iisus, bucurați-vă că aveți numele scris unde? Adică e un motiv de bucurie permanent, un motiv de bucurie zilnică. E un motiv de bucurie și la cina Domnului. Pentru mine e un motiv de bucurie că am numele scris în cartea vieții. Nu înseamnă că sunt perfect, dar e Hristos în mine și Hristos luptă pentru transformarea mea. De ce credeți că spune Pavel în Filipeni? Clement a numele scris în cartea vieții. Nu era o celebritate, nu era un apostol Clement. Și zice, nu, Clement a numele scris în cartea vieții, fiindcă Hristos era vizibil în el. Deci noi ce suntem? Suntem biserica celor întâi născuți, a căror nume este scris în ceruri. Dumnezeu să ne ajute să avem numele scris în ceruri. E cel mai important lucru pentru noi. Cine suntem noi? Suntem poporul lui Dumnezeu. Petru spune lucrul acesta, 1 Petru 2, versetul 9 și 10, ideea aceasta de popor al lui Dumnezeu.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate la Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, că originară, nu erați un popor, dar acum, fiți atenți la prezent, acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Aceasta e identitatea noastră. Eu sunt poporul lui Dumnezeu. Tu ești poporul, tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. E bine să știm. Satan vrea să ne fure identitatea. Nu suntem sectă, nu suntem apostați, nu suntem necinstitori de Maica Sfântă. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Scripturile ne dau nouă identitatea. Cât de aproape suntem de Hristos, ne dau nouă identitatea. Nu invenții omenești. În 2 Corinteni 6 cu 16 spune Pavel: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Deci Dumnezeu ne consideră poporul Lui. Această cină este o cină a poporului Lui. E diferență între poporul Vechiului Testament și poporul Noului Testament. Poporul Vechiului Testament era bazat pe acest legământ al lui Moise. Poporul Noului Testament este bazat pe legământul cel nou, făcut în sângele mielului. Și astăzi ne aducem aminte de acest legământ nou făcut în sângele mielului. Dumnezeu așteaptă ca cei care fac parte din poporul Său să fie ai Lui fără rezerve și să manifeste față de loialitate deplină. Dragii mei, dacă noi suntem poporul lui Dumnezeu, se pune întrebarea, dar atunci de ce suferim? De ce Dumnezeu nu ne scutește de suferință? Că mulți asta așteaptă. Este învățătura asta, Evanghelia Prosperității. Dacă intri în poporul lui Dumnezeu, sănătos, tun, bogat, extraordinar, n-ai probleme, n-ai necazuri. Asta e învățătura. Dar vedem că în Noul Testament nu era așa. Erau suferințe în poporul lui Dumnezeu. De ce există suferințe în poporul lui Dumnezeu? Care e rostul suferinței în viață? Poetul grec, Homer, a fost sărac și orb. Și umbla cântând pe la casele oamenilor să-și cerșească existența. Dar în starea aceasta a scris Iliada și Odiseea. Vedem că suferința n-a fost un obstacol, dimpotrivă. L-a întărit și mai tare pentru asta. John Bunyan, scriitorul renumit, a fost închis 12 ani în pușcărie. De acolo a scris Călătoria creștinului, care este unul din cele mai celebre cărți din lume. Știți că Beethoven, după ce a surzit, a scris Sinfonia Noua, capodopera lui Beethoven. Dostoievski, Napoleon au fost epileptici. Filozoful german Kant a fost cocoșat. Care e rostul suferinței? De ce permite Dumnezeu suferința în poporul lui? Dragii mei, suferința ne curățește, suferința ne întărește credința, suferința dezvoltă în noi și mai tare talanții, suferința ne verifică loialitatea noastră față de Domnul. Dar suferința nu este un motiv să dau înapoi de la slujire. Vedem exemplu acestor oameni din lume. Au mers înainte cu suferință cu tot și au dezvoltat abilitățile, capacitățile. Asta vrea Dumnezeu, chiar dacă este suferință în poporul Lui, să mergem înainte. Să ducem suferința mai departe. Cineva a întrebat pe Stradivarius, cât timp durează să faci o vioară? Știți care a fost răspunsul lui Stradivarius? 100 de ani. Am auzit bine? 100 de ani durează să faci o vioară? Da, zice 100 de ani. De ce? Lemnul unor copaci tineri, care nou, trecut prin furtună, n-ar putea fi niciodată făcute să cânte într-un mod deosebit. Sunt cele mai bune viori din lume, viorile Stradivarius. Este nevoie de 100 de ani în care copacul să fie modelat de furtună, întărit în vânt, puternic, bătut de lapoviță și de grindină, udat de ploaie torențială, părjolit de ași și țaverii. Și atunci lemnul poate să exprime rezonanțele durerilor. Vedeți, de aia vioară exprimă durerea cum nu exprimă niciun instrument. Revin la acest răspuns al lui Stradivarius, 100 de ani. Dumnezeu vrea să facă din noi nu o vioară. Vrea să facă din noi pietre vii pentru templul ceresc. Și atunci ne lasă în furtună, ne lasă în arșiță, ne cioplește, ne șlefuiește aici pe pământ. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de suferință. Poporul lui Dumnezeu trebuie să laude pe Domnul în suferință și trebuie să biruiască suferința. Și dacă treci printr-o suferință de orice fel, adu-ți aminte, Dumnezeu este cu tine în suferință.
Dumnezeu a fost și cu Iisus în suferințele lui pe cruce. Chiar dacă și-a întors față de la el, Dumnezeu era cu Iisus. Dragii mei, un ultim gând despre cine suntem noi. Sunt mai multe răspunsuri, ne oprim doar la aceste câteva răspunsuri. Cine suntem noi? Suntem trupul lui Hristos. Cea mai complexă imagine. Spune în 1 Corinteni 12 cu 2. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularea lui. Biserica este ca un trup. E ca un trup. E această imagine. Hristos este capul acestui trup. Este, zice în Coloseni 1:8, și El este capul trupului al bisericii. Hristos este Domnul bisericii, El trebuie să fie, El trebuie să ne călăuzească. În 1 Corinteni 12 vedem cum mădularele cooperează între ele. De aceea fiecare membru are nevoie de ceilalți și fiecare este necesar celorlalți. Membrii trupului își poartă poverile unei altora. O să termin cu o ilustrație care să vedem importanța aceasta a cooperării mădularelor în trupul lui Hristos. Cea mai complexă imagine este aceasta a trupului. După război, un detașament de soldați reparau șine de cale ferată și un stâlp trebuia mutat din șine. Soldații nu prea reușeau și un caporal urla la ei, își bătea joc de ei, dar nu i-a ajutat deloc. Și a trecut pe acolo un om. Și zice la caporal, dar de ce nu-i ajut? Păi zice, eu sunt caporal, eu nu trebuie să-i ajut. Eu trebuie doar să urlu la ei, zice. Eu nu-i ajut. Atunci omul acesta a pus el umărul și a ajutat pe soldat să scoată acel stâlp din treșine. Zice omul la caporal, dacă trebuie să vă mai ajut, să mă chemați. Caporalul obraznic a zis, dar tu cine ești? Tu cine ești? Și omul a răspuns, eu sunt generalul acestei divizii. Avea mentalitatea aceasta de cooperare a mădularelor. Aș vrea fi și noi să cooperăm, să colaborăm, să... Când suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Când se bucură un mădular, toate se bucură împreună cu el. Generalul a avut această idee în care toți pentru unul și unul pentru toți. Caporalul nu. Să nu însușim modelul caporalului, să mergem pe linia aceasta. Cine suntem noi? Eu o să termin cu o singură imagine. Suntem mireasa lui Hristos. În ochii lui avem frumusețe. Și El ne iubește. El și-a dat viața pentru noi. Astăzi ne vom împărtăși cu trupul și cu sângele Lui. Moartele e un gest de iubire pentru noi. Când ne împărtășim, să-i spunem și noi, Doamne, Te iubesc. Doamne, vreau să Te iubesc intens. Doamne, readu-mă înapoi la dragostea din Tăi. Amin.